Cum credeți că va fi? Nu pot să, nu pot să mă... Dorobanciu, nu mai spunem de el. Dar nu pot să mă pronunț pe acest subiect, având în vedere faptul că a fost o licitație publică. În, toate datele au fost transparente în sistemul electronic de achiziții publici. Am avut observatori de la ANAP. Toată procedura a fost avizată de ANAP, atât pe parcursul inițierii, derulării și până la final. Am obținut toate avizele necesare. Cel mai important criteriu la această licitație a fost cel datorat prețului scăzut. Vă aduceți aminte că la un moment dat am încercat să impunem un criteriu legat de garanția lucrărilor, însă ANAP București ne-a respins documentația solicitându-ne în mod expres ca cel mai important și principalul criteriu al departajării să fie prețul cel mai scăzut. Lucru care s-a și întâmplat de altfel, au câștigat cei care au venit cu un preț foarte mic, respectând toate cerințele caietului de sarcini. Eu nu puneam la îndoială organizarea licitației, nu cred că m-ați înțeles. A câștigat, respectiv, firma respectivă a mai lucrat în Brăila, a mai existat probleme, ne aducem aminte, și cu asfaltatul, nu știu cum, pe ploaie, pe soare, cu lucrări care s-au mai lăsat. Având, s-au mai ridicat. Având în vedere stilul meu, cel puțin, pot să vă garantez că lucrările de calitate vor fi plătite, lucrările care nu se vor încadra în specificul contractului nu vor fi decontate și dacă va fi cazul vom apela și la garanția pe care aceștia sunt obligați să o depună și o vom executa. Deci asta înseamnă că totuși aveți o oarecare reticență? Nu, nu am niciun fel de reticență, plec de la prezumția de bună credință, dar există și măsuri asiguratorii. Și practic, deci când se va putea începe? Când temperatura ne va permite. Noi putem să începem, deci noi vom putea să începem și mâine. Dar după aceea, dacă asfaltăm mâine, pentru că vă dați seama, acum haideți să fim sinceri, după prima zăpadă vor apare foarte multe gropi în oraș. Dacă vom da curs cerințelor și le vom asfalta, în 2 luni de zile toate acele plombe vor sări. Și atunci, toți cei care vor comenta că sunt gropi acolo, vor comenta că a mirosit banii. Când vom avea temperaturi optime și condiții tehnice pentru a permite asfaltarea, atunci o vom face. Deci eu nu întrebam în sensul că cum să usucă asfaltul să se treacă la plus 5 grade. Deci la aproximativ plus 5 grade. Aproape de primăvară când se usucă, nu mai e cazul de exact. Risori. Dacă cumva putem începe în forță, exact. Înțeleg. Dacă cumva în luna februarie vom avea temperaturi mai mari de 5 grade, vom plomba în februarie. Dacă nu, atunci când vremea ne va permite. Cert este că la primele semne ale primăverii suntem pregătiți pentru a interveni. Contractul s-a semnat deja. Și apropo de contracte care durează un an de zile până se termină licitația, veți începe din timp licitația pentru anul viitor sau cum veți proceda? Nu vom mai face nicio licitație pentru anul viitor, deoarece vom avea propriul serviciu de plombări. Dar spuneați că acela va fi numai pentru urgențe, nu pentru tot. Pentru urgențe și pentru trotuare, v-am mai spus. Vom începe, în schimb, din timp licitația pentru utilajele necesare pe care o să ne trebuiască în vederea... Deci bag de seamă că ceea ce sugerați este că după ce se vor realiza aceste lucrări de plombare și reparații străzi, vor fi făcute atât de bine încât nu va mai fi nevoie de lucrări de amploare cu licitații organizate pentru alte Eu firme. Eu sper că aici ne vom încadra și acum am să vă dau și societățile care au participat. Cricons, Eurobuilding, Asocierea Telor Invest Teloxim. Aceste 3 societăți au fost calificate, iar GA and MA, Activ Logistic, a fost respinsă deoarece nu a îndeplinit o cerință de calificare privind experiența similară, necompletând un formular și nerepunând documente în acest sens. Oferta Cricons a fost de 2.396.000 de lei plus TVA. Asocierea Telor Invest Teloxim 3.183.514 lei plus TVA și Eurobuilding 7.600.000 fără TVA. Având în vedere criteriul prețul cel mai scăzut, contractul a fost câștigat de societatea care a venit cu prețul cel mai scăzut. Suma aceasta, 2,3 milioane lei plus TVA, este pe toată lucrarea, pe
Pe toate lucrurile care au fost prevăzute, cu siguranță în acești bani vom asigura plombele pentru tot municipiul Brăila. Contractul are o valabilitate de 9 luni din momentul în care dăm prima comandă. Iar în aceste 9 luni de zile sper să finalizăm procedura de înființare a propriului serviciu de asfaltări, de plombări în municipiul Brăila. Direcția pe care o vom face nu se va ocupa de marile străzi, ci doar de intervenții punctuale ca să nu mai avem gropi în municipiu.